Salutare, dragilor, și bine ați venit la Matecu Alfa! Astăzi vom discuta despre ariile și volumul piramidei regulate! Încă din antichitate, vechii egipteni s-au folosit în construcția piramidelor de cunoștințe matematice, dovedind că stăpâneau noțiunile de arie și de volum. Ne amintim că, piramida regulată este o piramidă cu baza poligon regulat, având muchile laterale congruente. Distanța de la vârf la planul bazei se numește înălțimea piramidei, iar distanța de la vârf la muchia bazei se numește apotemă. Area laterală a unei piramide este suma ariilor fețelor laterale și se poate determina cu formula perimetrul bazei ori apotema supra 2. Area totală este egală cu suma dintre area laterală și area bazei. Volumul unei piramide este o treime din produsul dintre area bazei și înălțimea piramidei. Piramida triunghiulară, având baza triunghi echilateral, are perimetrul bazei egal cu 3 ori latura și area bazei egală cu latura la puterea a doua radical din 3 supra 4. Piramida patrulateră, având baza pătrat, are perimetrul bazei egal cu 4 ori latura și aria bazei egală cu latura la puterea a doua. Iar piramida hexagonală, având baza hexagon regulat, are perimetrul bazei egal cu 6 ori latura și aria bazei egală cu 3 ori latura la puterea a doua radical din 3 supra 2. În continuare, vom rezolva câteva probleme utilizând aceste formule. Ana intenționează să confecționeze un cort de forma unei piramide triunghiulare regulate cu latura bazei de 6 metri și înălțimea de 2 metri. Calculați area laterală a cortului, calculați area totală a cortului și determinați volumul aerului din cort. Privim desenul alăturat în care am realizat schema cortului printr-un tetraedru. Baza fiind un triunghi echilateral, Înălțimea bazei va fi egală cu latura radical din 3 supra 2. Obținem astfel AD egal cu 3 radical din 3. O, fiind centrul cercului circumscris bazei, apotema bazei, adică OD, reprezintă o treime din AD. Astfel, OD egal cu radical din 3. VO este înălțimea piramidei și este perpendiculară pe planul bazei din care face parte OD. Astfel, triunghiul VOD este dreptunghic în O și, cu ajutorul teoremei lui Pitagora, apotema este egală cu radical din 7. Aplicând formulele învățate anterior, area laterală egală cu perimetrul bazei ori apotema supra 2 va fi 9 radical din 7 metri pătrați, Area totală egală cu area laterală plus area bazei devine 9 radical din 7 plus 9 radical din 3 metri pătrați și volumul egal cu area bazei ori înălțimea supra 3 este 6 radical din 3 metri cubi. Să studiem o altă aplicație în care ni se cere să determinăm volumul piramidei lui Cheops, cu baza un pătrat de latură 230 metri, raportul dintre semiperimetrul bazei și înălțime având valoarea pi. Cum semiperimetrul este egal cu jumătate din perimetru, obținem perimetrul egal cu 460 metri. Știm că raportul dintre semiperimetru și înălțime este pi de unde determinăm înălțimea egală cu 460 supra pi metri. Înlocuim în formula volumului egal cu area bazei ori înălțimea supra 3, știind că baza este un pătrat și area pătratului este latura la puterea a doua. Obținem astfel volumul egal cu aproximativ 2.583.227 metri cubi, rezultat obținut prin aproximarea numărului rațional pi cu 3,14. Acestea au fost aplicațiile noastre. Ne reamintim formulele de arie și de volum ale piramidei regulate și până data viitoare vă las să vă gândiți la următoarea problemă.